Asta goluri din nou foarte ușor. Celim tka ani smo vlastně museli dotahovat, což je těžký pro nás. Și tot meciul a trebuit să jucăm să recuperăm scorul, ceea ce a fost greu pentru noi. Dělali jsme dvě obrovské taktické chyby, které se nám nesmí stát. Am făcut două greșeli tactice majore care nu trebuie să se întâmple. Ale zase bojovali jsme až do konce a însă iarăși am luptat până la final. Získali jsme jeden bod, který jsme získat nemuseli. Și am reușit să câștigăm un punct care era posibil să nu câștigăm. Každý utkání je těžký pro nás, boji o čelo tabulky. Fiecare meci este greu pentru noi, lupta pentru fruntea clasamentului. Marian Iancu a declarat la televizor că s-a jucat foarte slab și că se dă idei în European să implice la echipă. S-a ajuns la așa ceva? Adică... Să văd ce e mai tău cu Buma, bravo, pe ea și... În primul rând, patronul clubului are dreptate în privința tuturor lucrurilor. Cine poartă responsabilitatea pentru punctele astea de jucători? Tak my to, tak neseme to odpovědnost za to neseme všichni. Cred că răspunderea o purtăm toți, responsabilitatea. Trenéři, hráči, všichni. Antrenorii, jucătorii, toți. Care sunt cele două greșeli tactice pe care vă dau? Tak u prvního gólu jsme se pomalu se řadili po standardní situaci. La primul gol ne-am organizat greoi după faza fixă. A ta druhá branka, to jsem přesně neviděl, ale myslím si, že jsme zbytečně vytáhli obranu ven v době, kdy míč šel za obranu. Iar la al doilea gol nu am văzut foarte precis faza, însă cred că apărarea a rămas prea avansat în momentul în care mingea a trecut în spatele ei. A fost depășit. Ale musim să ne podivat, se bel offside sau nu bel. Trebuie să urmăresc, să văd mai bine dacă a fost sau nu offside sau. Ale na offside mi ne hrajem, takže i tak jsme udělali chybu. Să noi nu jucăm la offside și de asta consider că a fost greșit. Samozřejmě, že nejsme spokojeni s jedním bodem. Bineînțeles că nu suntem mulțumiți cu un punct. Ce le-ai reproșat jucătorilor acum? Dacă uite, tătica ne mluvile o ničem v kabině, že tătica v kabině byly velké emoce, takže je lepší si to vyříkat až druhý den. Noi în vestiar nu vorbim după meci imediat. O să avem timp mâine, la rece. Sunt emoții foarte mari după fiecare. Spuneți că nu sunteți mulțumiți cu un punct. Credeți că meritați mai multe astăzi? Já nevím, jestli jsme zasloužili víc nebo méně, ale já si myslím, že jsme zase vytvořili velký tlak soupeř, jaký jsme měli dneska. Nu știu dacă merita mai multe sau mai puține, însă am creat presiune foarte mare pe adversar. A soupeř má velice dobrý mužstvo. Já v podstatě ta soutěž je vyrovnaná. Însă și adversarul are o echipă foarte bună. Acest campionat este echilibrat. Ať je někdo vzadu nebo vepředu, to je úplně jedno. Indiferent, dacă sunt echipe clasate mai josul clasamentului sau mai în față, este totul. Tak já jsem rád, že jsme vyhráli na konci. Nevím, jaký plus nám přineslo výměna hráčů, na to se musím podívat teprve. Já si myslím, že všichni jsme chtěli to utkání zvrátit a to je důležité. Že jsme ho chtěli zvrátit. Já jsem bucuros, kam reușit se întoarcem acest meč. A to je... Nu cred că este important, dacă vă legați de schimbări, că nu am reușit mai mult, însă suntem mulțumiți pe final că am reușit să întoarcem acest meci. My jsme jedině museli střídat na začátku a proto jsme měli o jedno střídání méně a to nám moc nepomohlo, si myslím.
Am fost obligat. A fost obligat să schimbăm forțat la începutul meciului și schimbarea aceasta nu ne-a ajutat pentru că ne-a lipsit la sfârșit, nemai putând să forțăm atac, să forțăm cu o schimbare. Echipa nu câștigă de 3 meciuri. Eu nu o să plâng aici că am revizat. Vom vedea cu ce ne va ajuta acest punct sau dacă nu ne va ajuta. Puteam să și pierdem acest punct. Există un complex al locului întâi la Timișoara? Nu mă gândesc deloc la acest. Ne-a dispărut creativitate și fantezia din atac pe care se va avut o primă de dată. Cred că am mai discutat și înainte de acest meci. Când se fac multe schimbări în echipă, jocul se schimbă. Echipa nu are timp să se rodeze de fiecare dată în noua formulă, când jucăm atât de des, duminică, miercuri. Ale i přesto musím říct, že vytváříme tlak na soupeře markantní, když chceme, takže si myslím, že není důležitý ani člověk, jak hraje, ale aby vyhrál, ale to jsme dneska neudělali. Însă una peste alta nu cred că reușim să creăm o presiune pe fiecare adversar. Și nu cred că este atât de important, este fiecare să joace la maxim. Avem niște țile și dacă nu le-am avea, tak hrajeme určitě uvolněnější fotbal. Avem anumite obiective și dacă nu le-am avea, în mod sigur am juca un fotbal mai ușor. Ați simțit pe jucătorul obosit astăzi? Myslím, že ne ani unavený, ale zbytečně možná jsme inkasovali. Jo. No až spune, že jsem obosit, însă am inkasat inutil. Jak na ty objektivy nás tady žukáme ještě, tak by nebyl tak byl nás tady volnější, lehčí. Určitě, určitě. Moc sigur, mají nebyl. Když jste pod tlakem a musíte vyhrát všechny ty mužstva, vás tu včera taky remizovala dlouho vence. Când ești sub presiune obiectivului, îți dorești să câștigi tot timpul. Și s-a văzut și la celălalt echipă. Se vede. Vaslui lui era remizat. Noi am remizat acasă cu Astra, care ulterior a doborât, a învins Steaua. Așa cum am spus, este un campionat greu, echilibrat. Nebudu dea závěry předem. To nemá cenu, je to nesmysl. Musíme hrát od zápasu a uvidíme. De asta nu obișnuiesc și nu-mi doresc să fac, să avansez pronosticuri sau idei în viitor. De asta trebuie să jucăm de la meci la meci. Ce ați determinat astăzi jocul cu mine? Nu trebuie să credeți că ați dorit. Protože jsme prohrávali, potřebovali jsme to trošku otočit a... Deoarece eram conduși și trebuia să întoarcem acest rezultat. Hráči se zaměřili na dlouhý balon. Jucătorii în meci s-au orientat să trimită cât mai repede mingile față. Zic, o trece printr-o perioadă mai proastă sau a fost anihilat de adversari? Já si myslím, že jim dal branku zase, je to těžký pro něj. Jo, kredka, perioada jeste la fel de bună, a dat și gol astăzi, este foarte greu pentru el. Dneska nastupoval ze zranění. Și chiar a intrat nerefăcut total, după acest an. Deci v-am mulțumit astăzi? V-ați spăcuit, vă scăzi? Da, la o dute mă ce ceva. Eu mă mulțumesc tot timpul și eu nu comentez evoluția jucătorului. Mai întrebare? Dacă nu, vă mulțumesc.